Salut, Horia, felicitări! Salut, Cătălin, mulțumesc mult! Merge conexiunea. 11 zile ți-a luat ca să urci vârful ăsta? Nu, 10 zile și 16 ore. Iartă-mă, ok. Pentru mine. Iartă-mă, să se facă dreptate, da. Cum a fost? A fost mai greu? Da. Și a fost o ascensiune foarte rapidă pentru că am prins vreme bună destul de repede și am urcat spre vârf până a doua tură pe munte. N-am stat foarte mult în tabăra de bază, mai mult a durat drumul până acolo. Băi, incredibil, când văd și imaginile alea din spate de acolo și mă gândesc că ai urcat la 8051 de metri fără oxigen. Fără oxigen și fără șerpași, e incredibil. Da, încerc să merg fără prea multe complicații. În care s-ar putea să salveze viața. De fapt, ce a fost greu a fost să mă aclimatizez atât de repede. Probabil că ar fi fost mai ușor dacă aveam mai multă răbdare, dar chiar am vrut să văd dacă mă pot aclimatiza în 10 zile și dacă pot urca un vârf de 8000 de metri în acest stil, pentru că pentru mine acest lucru deschide calea unor alte performanțe la altitudini ceva mai mare, adică 1600 spre Everest. Deci mai ai câte vârfuri ca să spui că ai cucerit toți munții de peste 8000 de metri? Mai am 4 vârfuri. O parte bună din ele, de fapt, sunt în Pakistan, și anume 3. Chiar 2 dintre ele erau vecine cu acest munte și le vedeam din taberele de sus. Nu le-am văzut de pe vârf pentru că, din păcate, a fost ceață. Și acum nu pleci din Pakistan, presupun că rămâi să urci și pe celelalte vârfuri. Nu mai. Mi-a ajuns pe vara asta. Las și pe vara următoare. Păi îmbătrânești, o să fie mai greu. Mai treci un an peste tine. Deocamdată n-am avut așa mari probleme cu îmbătrânirea. Am fost cu colegi mai tineri și nu se țineau. Da, nu, la altitudine nu e chiar așa o mare problemă vârsta. Spune-mi, ai avut ceva peripeție? Ai întâmpinat ceva probleme cu mâncarea? Ceva pericole? Cea mai mare problemă a fost că am dormit o noapte în tabăra 1, care nu era un loc foarte complicat, doar că a început să bată vântul foarte tare noaptea. Noi avem o prognoză de 30 la oră, care așa o adiere acolo și a început să bată cu 100 la oră și ne-a rupt cortul. Și poate deveni relativ periculos dacă se dezmembrează cortul. Trebuie să te echipezi repede să cobori și e greu sub un cor bătut de vânt. Ne-am echipat când am văzut că începe să se rupă și am stat până dimineața. Când am plecat, nu s-a dezmembrat tot, dar avea un metru de tăietură în el. Era așa ca la un naufragiu. Și ați prins zăpadă sus de tot? De la 5000 de metri e zăpadă. Din tabăra de bază începe zăpada. Este un ghețar și de obicei ești echipat pentru zăpadă. Deci acolo e zăpadă non-stop? Da, de obicei sunt cu ochelarii de schi la mine în expediție, chiar dacă e vară. Te rog frumos, dacă ai un mesaj pentru cei de acasă, pentru familie, acum e momentul. Horia Colibășanu, în direct cu noi din Pakistan, își salută familia după ce se întoarce victorios, după ce a cucerit cel de-al 10-lea vârf de peste 8000 de metri. Horia, hai să vedem pe cine saluți. Da, salut pe toți cei de acasă și pe toți românii. Sper că tricolorul acolo sus e pentru toată lumea și vreau să le mulțumesc prietenilor și mai ales sponsorilor, cei care mă susțin în fiecare an să ajung în expediții în munți înalți. Este un privilegiu să fiu aici și sper să-i fac mândri și să fiu cu performanțele sportive la înălțimea eforturilor lor. Ești tare, Horia. Te așteptăm cu mare drag acasă când vii. Te așteptăm și pe la noi, pe la emisiune. Și poate vara mulțumesc următoare frumos. Și eu și Ciucă venim cu tine. Îl luăm și pe poza să ne facă poze de Instagram. Ok, vă rezerv locuri de acum. Perfect. Noi ne oprim pe la 500 de metri după ce am urcat. Ok, facem 2-3 poze și ne întoarcem în bază. Te așteptăm. Mulțumim mult de tot, Horia.